Fostul premier Victor Ponta nu se mai înțelege deloc cu actualul șef al socialdemocraților Liviu Dragnea. Drept urmare, Ponta a anunțat că își va depune demisia în alb din Partidul Social-Democrat. În replică, președintele Camerei Deputaților a declarat că nu va semna o astfel de demisie. Cei doi oficiali au vorbit ultima oară în luna decembrie, spune Ponta, atunci când Dragnea l-a întrebat dacă este adevărat că se întâlnește cu foști miniștri pentru a conspira împotriva lui. În ultima perioadă, fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa cabinetului condus de Sorin Grindeanu. Cea mai comentată afirmație a lui Ponta a fost cea potrivit căreia actualul executiv este un avion condus de 4 piloți. Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și sistemul. Fostul șef de la Palatul Victoria a subliniat faptul că în PSD nu se respectă dreptul la opinie. Având în vedere faptul că ăsta e dreptul la care țin cel mai mult. Și anume să-mi spun opinia. Și o să-mi spun opinia foarte mult timp. Dacă deranjez, am văzut că deranjez. De astăzi o să-i trimit domnului Dragnea. Știți că eu nu vreau să mă dea nimeni afară din partid, îi trimit demisia mea în alb și când îl supăr foarte tare, o introduce și a scăpat de mine. Ponta a stat de vorbă cu jurnaliștii aproximativ un sfert de oră, timp în care a fost întrebat și despre măsurile populiste de pe agenda guvernului Grindeanu. Deputatul a precizat că, deși a petrecut mult timp la Palatul Victoria și are experiență, pe Dragnea nu-l interesează sfaturile sale în materie de economie. Ce, toți vrem să mărim salarii. Și eu aș vrea să am salariu mai mare. Problema este să fiu sigur de unde dau salariile alea pe termen lung și pensiile. Pe el îl doare fix în cod de tot ce m-ați întrebat voi până acum. La rândul lui, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților spune că nu a fost deloc deranjat de afirmațiile făcute de Ponta. Eu nu sunt de acord ca Victor Ponta să plece din partid. Dacă îmi va trimite o demisie în alt, nu voi activa. Nu concep ca un fost președinte al partidului să primească un tratament identic cu cel pe care l-a avut Mircea Joană. Pe mine nu m-a deranjat. Demisia în alba lui Ponta a fost comentată și de foști membri ai partidului. Mie îmi pare rău că n-a fost dat afară. Dacă vă uitați sus, e un Dumnezeu. A vrut să aresteze pe oameni, are dosare, a dat pe unii afară, a plecat acasă și o să vedeți că se ajunge pe stradă. Dar cred că mai rău sau o perioadă mai scârboasă decât pe perioada lui Victor Ponta n-a existat în acest partid. Fost procuror, secretar de stat, ministru și prim-ministru, Victor Ponta a intrat în Partidul Social-Democrat în 2002. În vara lui 2015, într-o scrisoare postată pe Facebook, acesta a demisionat din funcția de președinte al partidului după ce a fost pus sub inculpare în dosarul Turcenii Rovinari, în care este urmărit penal, printre altele, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.